satul de la Sângerei, ne așteaptă mama pe toți trei, mama. Și astăzi dacă ar putea, de la toți griji le-ar lua, mama. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste plin de nemurire, icoană sfântă la care într-una cu dor mă plec și sărut mâna. Lăsată-i pentru a iubi, nimeni nu poate înlocui, mama. Și acum încă la anii mei, caut povață-n vorba ei, mama. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste-i plin de nemurire, icoană sfântă la care într-una cu dor mă plec și sărut mâna. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste-i plin de nemurire, icoană sfântă la care într-una cu dor mă plec și sărut mâna. Măicuță bună, tu și azi îmi ștești lacrimi de pe obraz, mamă. Că am crescut, nu vrei să crezi, cu ochii tăi copil mă vezi, mamă. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste plin de nemurire, icoană sfântă la care într-una cu dor mă plec și sărut mâna. Unde mă duc pe orice drum, în inimă icoana-ți pun, mama. Cu toate Domnul cât mi-a dat, cu ea mă simt cel mai bogat, mama. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste plin de nemurire, icoană sfântă la care într-una cu dor mă plec și sărut mâna. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste plin de nemurire, icoană sfântă la care... Bună ziua, dragilor! În această zi minunată, echipa Florării Alea a revenit cu mare drag localitatea Hândrești să o felicităm pe doamna Maria cu împlinirea frumoasei vârste și să-i rămân sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea tuturor celor care o iubesc. Mergem spre ea! Da, s-a dezlegat, nu? La are nimica. Bună ziua! Ia să ne scuturăm un pic. Da, dar... Surpriză! Surpriză minunată, pentru că știu că asta e sărbătoriți frumoasa vârstă. La mulți ani! Multă, multă sănătate! Știți, trebuie să răsuflați așa din tot sufletul și cu siguranță totul va trece. Dorul este mare. Așa este, dorul este mare, dar să... Dacă îmi permiteți, vă mână acest buchețel minunat de floricele, cu mare drag, cu mare drag. La fel aveți aici un coșuleț de fructe să vă vitaminizați. Trebuie să mâncăm foarte, foarte multe vitamine, căci dacă nu mâncăm vitamine, nu este sănătoasă viața. Mulțumim și dumneavoastră, la fel. La fel aici avem și un tortuleț, căci masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț. Să vă îndulciți alături de cei dragi care îi aveți la masa de sărbătoare și să vă aduceți aminte de cei
care nu sunt alături de dumneavoastră, dar care vă iubesc la fel și ei enorm de mult și aș fi dorit și ei să fie la acea masă ca să mănânce și ei din bunătățile. Așa este, sunt departe, dar sufletul lor este aici. Este aici unde se află totul pentru ei. Că ține... Așa este. Cum iubește o mamă, nimeni nu iubește. Nimeni nu. Mama, așa este. Mama, o mamă face orice pentru copiii ei, pentru cei care iubește. Până la adânci bătrânețe, până la ultima suflare face o mamă. Și cum îi așteaptă o mamă, nimeni în această lume nu îi așteaptă. Cu inima, dar și cu sufletul sincer și deschis în orice zi și în orice noapte. Și dacă mai am aici și o șampanie ca să la fel să sărbătoriți, da, cu ce e. Stați fără grijă. Nu, mulțumim mult. Stați, vă rog, încă nu am terminat. Hai să știți și momentul cel mai... La fel, cei dragi mi-au trimis și un mesaj de felicitare cu foarte, foarte multe cuvinte frumoase de la mulți ani și de mulțumire către dumneavoastră. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj. Dragă mamă, astăzi de ziua ta, noi cei patru copii ai tăi îți urăm la mulți ani. La mulți ani cu sănătate și bucurii. Te iubim foarte, foarte mult și te rugăm să ne ierți dacă ți-am greșit. Mama noastră dragă, n-am greșit. Așa sunt copiii. Pentru o mamă niciodată copiii ei nu va greși cu nimica. Mama noastră dragă, astăzi de ziua ta îți dorim foarte multă sănătate, că e mai bună decât toate, să zâmbești mult și să ți se îndeplinească toate visele, iar îngerul păzitor să te protejeze mereu. Norocul să-ți viziteze casa, fericirea să fie fără limite, iar Dumnezeu să fie mereu alături de tine, ca tu să fii alături de noi. Noi te respectăm și te iubim foarte, foarte mult și îți mulțumim pentru tot, pentru tot ce faci pentru noi și ce vei face în continuare. Cu mare drag și dor, din partea Cristinei, Adrian, Ionuț și Iulian, care vă iubesc enorm de mult. Și vă iubesc enorm. De acolo de sus, dacă vreau să și eu, să iubesc. Și special pe Ionuț. Știu că am greșit ceva și rog să mă iert. Cu siguranță și el, cum o mamă, își iartă mereu copiii și el iartă. Să vă dau o îmbrăcare, stați fără grijă, da. Căci copilul meu noastră vede că-l iubiți sincer. Lor, și să-l trag pe calea cea bună, el este unul din și mai buni copii mei. Și să știți că el, cât sunt tineri, poate nu înțeleg totul și așa sunt ei, dar când devin și ei părinți la rândul lor, da, atunci înțeleg mult mai multe lucruri. Așa este, înțeleg mult mai multe lucruri și cu siguranță va fi totul bine. Cu siguranță el va veni de fiecare dată aici, da, și o să vă aduceți aminte de... Așa este. Și o să vă aduceți aceste momente, de aceste momente care poate i-ați greșit dumneavoastră, o să-i aduceți cu zâmbete atunci aminte. Și el o să zică, dragă mamă, niciodată n-am fost supărată pe tine. Am făcut-o sub formă că să-i fac bine. Așa el știe unde e Adrian, Ionuț și Iulian. Și vă mulțumesc din tot sufletul și nu vă așteptam la așa ceva. Și de acolo de sus, mama, și de unde aș fi, știți că nu v-am lăsat niciodată și nu am să vă las. Voi în viața asta sunteți tot pentru mine. Tot. Aș face orice să mă văd, să mă aud. Mi-este dor de voi, Adrian, sufletul lui mama. Bunătatea mamei, Ionuț, nu mai zic, noi amândoi am trecut prin mult. Iulian, băiecul mamei cel mic, care de unde vine moarte, tai cu mâncării mele, tăi, cu toate de-a de tine. Mama, vă spun că să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi, că eu mereu și mereu am să stau alături de voi. Așa este. Mulțumim. Ce mai bun în viață și tot binele din lume. Mulțumim din suflet. Așa este. De două zile m-am ținut sub tot tensiunii. Eu am crezut că e bine acasă. E o surpriză, ai o surpriză. Vine unul din ei.
Să știți că... Să știți că și-ar fi dorit să vină și ei. Și dacă... Așa este, așa este. Și prin inter... Da, asta este. Și să știți că și, cum am și spus, și-ar fi dorit și-ar da orice să vină aici să fie alături de noastră. Așa este, că dacă este mai aproape, atunci da, și... Da, patru. Mulțumim! Vă rog, o cafea ceva.